Salut! Am ceva de zis. Foarte greu a ajuns la mine o informație. A fost publicată pe 27 octombrie 2014. Intrați pe primul link de sus, Prizren Brașov. Wow! Ce rețin eu de acolo? Un lucru absolut civilizat și normal. Posesorii de mașini electrice și hibrid. Bla, 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 bla. Ia mintea asta mai ciudată, rău. Și pun o întrebare pe care reporterii de bună credință, harni și muncitori, că a apărut informația asta în toată presa, n-au pus-o. La ora actuală, câți posesori de mașini hibrid și electrice sunt în Brașov? Și o să întreb și pe domnul Torcea, la apucă pe domnul Torcea bucuria când o să pune o întrebare asta. Eu nu țin minte să fi fost niște demonstrații să picheteze primăria. E drept că n-am urmărit problema în sine, însă cred că nu prea sunt. Și dacă primăria și-ar face o listă de priorități reale, asta cu mașinile hibrid n-ar apărea acolo. Așa a apărut. Dar nu e o prioritate reală. Mai apare acolo o mică amănuntă, cu care eu nu sunt de acord. Sau vreau explicații. Utilizarea prizelor în primele 6 luni va fi gratuită. Domnul Torcea, dăm banii cui? Ai brașovenilor în general? Sau aveți un fond special de la UE că se sprijine această acțiune foarte importantă, reducerea poluării? Că dacă e din banii brașovenilor în general, nu convine. Că probabil e nesemnificativ câți brașoveni au mașini de genul ăsta. Și de ce să plătim toți? Pe undeva, exact aceeași situație, tot se vehiculează în presă cu termoficarea în sprijinul cetățenilor Brașovului. Ori dacă trage o linie și vezi cât cetățenii ai Brașovului mai sunt conectați la termoficare, este o mică minoritate. Dar de suporta fonduri ca să băgăm bani în zdravă în acolo, contribuim toți. Nu etic, în spiritul eticii și cității comuniste. Da. Mă deranjează felul ăsta cum se toacă banii. De două soluții. O sugestie. Dacă cu asta au rezolvat-o. Toată lumea știe că la Gimba se face un aeroport. Păi, tot așa în spiritul ăsta introducerii noului, a trebuit să gândească asupra posibilității ca să deplasarea de la Brașov la Ghimbav să facă cu elicopterul. Deci, logic, ar trebui un helioport în Brașov. Normal că nu trebuie să te apuci acum de asta, că încă nu e gata aeroportul. Dar cel puțin un studiu de fezabilitate ar merita făcut. S-ar justifica. Interesant, nu? Am eu felul ăsta ciudat de a gândi. Dar, din păcate, e foarte rar. Ați observat, jos am dat 2 link-uri. Internetul oilor. M-a pufnit râsul. De fapt, nu e prima dată când am auzit de treaba asta. Un fermier dintr-o țară noastră, din Scandinavia, de mult
și agățat la gâtul oilor și un GPS și o treabă în plus. El monitoriza de acasă, de la cabană, ce fac oile. Și când stătea o oaie prea mult pe loc, putea să-i trimite un impuls și curenta oaia. Și asta o lua de loc și să lămurea tipul că oaia e ok. Deci am pus eu asta aici, păi o sugestie pentru primărie. Domnul Tăcea, bag-o la cap. Că s-ar putea aplica și la noi. Ce în trend, dacă specialiști engleze își bag capul cu asta. Am fi în top. E, n-avem oi, nu e o problemă. Avem câini mai danesi. Vă dați seama? S-ar face un serviciu special, s-ar ști precis unde-i fiecare câine mai danesi. Și în același timp, ar deveni și niște porturi mobile, VDV-FI. Ar completa bine soluția. Că dacă nu ești lângă RDS, dacă nu ești lângă un stâlp de la inteligent, vezi un câine mai danez și fugi după el și ai acces la FI-FI. Bună, nu? E de reținut. La banii care avem. Că am citit pe undeva, în Elveția, o primărie, după ce și-au făcut calculele, au ajuns la concluzia că nu mai au ce face cu banii contribuabililor. Să-l despart. Aveau prea multe. Teatre. Aveau prea multe. Tot era rezolvat. Și n-aveau ce face cu banii. Și atunci a anunțat pe elvețieni să vină să-și ia banii înapoi. Figura aia care era? Că nici așa nu aveau ce face cu banii aia. Și au fost obligați să le trimeată banii. Dar încă noi n-am ajuns la asta. Dar alt zic jos, SRI contrazice. Era scandalul cu Big Brother. Cea mai grozavă e sub linia cu roșu. Ce zic ei? Accesul ar avea loc, de fapt, cu mandat de la judecător, susține SRI, într-un comunicat de presă. Iar faptul că acest lucru nu este specificat în lege, este pus pe seama redundanței, care contravine normele juridice, obligații, rezultate din codul de procedură penală și din legea siguranței. Vă mă crezi prost? În mod normal, într-un stat de drept, cu niște salariați de drept, purtătorul ăsta de la cuvânt, de cuvânt la SRI, ar trebui să cânte la altă masă. Îi dai papucii pentru perla asta care a putut-o scoate. E redundant. Articolul e lung. De asta a fost chintesența. Că nu scrie acolo, nu scrie, dar noi o facem. Să mor tu. Gata. Atât am avut de zis pentru azi. Mausule. Vedeți că la album 3 am postat două însemnări care nu sunt cu R de la realizare deosebită, noutate. E lupta mea ca să intru înapoi în colectivul de proprietari, harni și muncitori de pe scară. Și vreau să le arăt că mă ridic la nivelul lor. Sper să mă accepte. Dar mi-am dat seama că, în special aia cu țeava, m-a secat fizic, nu intelectual. Atât am stat în genunchi, obositor, cu mouse-ul, domnie curată să lucrez. Dar așa, asta e. Toate bune
și trebuie să pregătești lui domnul Torcea o interpelare. Sper să nu mă trimeată, ba bineînțeles că o să încerce să mă trimeată la alții ca să dea răspunsul. Poate eu greșesc. Când tu, purtător de cuvânt, scoți un porumbel din gura, dacă te întreabă cineva de unde ai scos porumbelul, nu mă trimiți la biroul nu știu care. Tot tu trebuie să răspunzi. Și eu vreau răspunsul punctual. Atât. În Brașov, la data actuală, sunt X posesori de mașini electrice și hibrid. Atât. Nu explicați, nu ce avem de gând, de ce trebuie. Vă cred. Atât vreau să știu. Sunt curios, e în stare să vorbească așa comprimat? Ne mai vedem, ne mai auzim. Toate bune. Și-am zâmbit. Inclusiv zâmbesc posesorilor de mașini electrice și hibrid în Brașov.